emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu asociația Maurer for You. Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Inflația le-a dat bătăi de cap românilor. Cele mai mari probleme sunt facturile la utilități, ratele la bancă și scumpirile alimentelor. Ce putem face și cum cred românii că ar putea face față în contextul scumpirilor din economie, vom afla imediat de la invitatul nostru special. Rămâneți cu noi, revenim! Am revenit, dragi telespectatori. Astăzi vom discuta despre escaladarea prețurilor și inflația care fac ravagii printre români. Și pentru asta, așa cum am spus mai devreme, am alături de mine pe domnul profesor universitar dr. Gheorghe Pipera, avocat în Barul București și partener fondator la Pipera și Asociații. Bine ați venit, domnule avocat! Da, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit! Da, uitați, de când nu ne-am văzut, cred că a trecut o lună și câte s-au întâmplat, că nici nu mai știu cu ce să începem și ce să analizăm, da, ca să fie bine așa pentru cei care ne privesc de acasă, domnule avocat. Da, da. Probabil că ar fi trebuit să începem cu escaladarea războiului, cu propaganda, da, păi de aici pentru a plecat, război. De aici avem escaladarea prețurilor, cred că de aici vin. Și toate consecințele economice, financiare și în curând sociale o să se treagă de aici. Bineînțeles că asta în condițiile în care războiul se suprapune pe o pandemie care, mă rog, a durat 2 ani de zile, în momentul de față se încearcă resuscitarea temerilor oamenilor, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în Shanghai, exact, un oraș închis care determină reducerea cu 20-30% a comerțului mondial, ceea ce bineînțeles că duce la penurie, deci duce la escaladarea prețurilor. Și uitați ce se întâmplă cu noua formă de hepatită la copii, care pare să fie iarăși o nouă spaimă, dar de data asta pare să fie o chestie serioasă și trebuie să ne întrebăm la modul serios la ce a fost bună acea carantină, la ce au fost bune acele lockdown-uri, pentru că se pare că după studiile făcute de unii specialiști, această hepatită are o legătură foarte clară, foarte evidentă cu izolarea acelor copii, cu lockdown-ul. Da. Dar într-adevăr, cred că mult mai important decât orice fel de discuție în momentul de față este să discutăm despre condițiile economice de criză în care ne adâncim și care pot să ducă la foarte multe consecințe grave, începând cu sărăcirea populației și continuând cu foametea, și poate că o să avem la final șansa să discutăm și despre oportunitatea pe care această suprapunere de 3-4 crize la un loc ne oferă nouă României, da, țară aflată în vecinătatea unui război. Citeam, spre exemplu, documentarea pe care am făcut-o și mă refer la un articol, de fapt, am aflat dintr-un articol care ar fi cauzele invocate de economiștii Deutsche Bank. Războiul din Ucraina, cum spuneați dumneavoastră, inversarea procesului de globalizare și schimbările climatice sunt doar câteva din cauzele invocate și care au condus la creșterea inflației la nivel mondial. Dar raportându-ne la noi, în țară, ierarhia este greșită. E greșită? Așa, cel puțin două dintre aceste motivații sunt completamente greșite. Ierarhia e greșită de ce? Pentru că criza economică nu a fost... nu i s-a dat start odată cu războiul din Ucraina. Criza economică pe multiple planuri, dar începând cu criza energetică, exista de dinainte de război și cauza a fost pandemia, greșita gestionare a pandemiei. Cauza a fost concentrarea tuturor politicilor publice, tuturor eforturilor financiare pe așa zisa luptă cu COVID-ul, pe vaccinare. Cauza acestei crize economice și de altfel și sociale este nimic altceva decât, repet, gestionarea greșită de către puterile globaliste a acestei pandemii. Aș spune că motivația 2 a celor de la Deutsche Bank este chiar greșită.
globalizarea a dus la ceea ce se întâmplă în momentul de față, la riscurile de distrugere a comerțului mondial, pentru că globalizarea a făcut ca, de exemplu, marile întreprinderi vestice să își relocheze producția în China, spre exemplu, sau în general în zona aceea Asiei, dar mai ales în China. Vestul Europei, Statele Unite, Australia, Canada, vreau să spun, toată lumea euroatlantică a găsit de cuvință că de vreme ce suntem într-un sat global cu toții, putem să facem în așa fel încât să concentrăm toată manufactura lumii în China. Și pentru că suntem într-un sat global, nu e așa, putem să ne bazăm foarte simplu pe lanțurile lungi de aprovizionare, care înseamnă că luăm marfă din Marea Chinei de Sud, ducem materie primă în Marea Chinei de Sud, luăm fructe din Chile, da, și așa mai departe. Numai că, după câte ați observat, și asta nu se întâmplă din cauza războiului, atunci când un mic accident, nici nu se știe dacă nu cumva a fost provocat de China, s-a întâmplat cu o navă chinezească în canalul de Suez, care s-a pus așa, de-a curmezișul. Desigur că vă aduceți aminte și dumneavoastră și toți telespectatorii. Timp de 3 săptămâni n-a mai funcționat pur și simplu comerțul global, pentru că, printre altele, tot ceea ce se duce către China și tot ceea ce vine dinspre China trece prin canalul de Suez. Asta este o consecință a globalizării. Ei bine, în momentul în care China și-a pus în practică ori niște strategii globale, în așa fel încât să facă să se vadă în totalitate dependența totală de manufactura chineză a lumii vestice și dependența totală de resursele din Rusia a lumii vestice, bineînțeles că a apărut criza, dar în cele mai frumoase aspecte ale sale. Ce observă vestul, care s-a chinuit cu foarte multe instrumente, unele dintre ele foarte, foarte ilegitime, să transforme economia Europei într-o economie green cu 10 ani mai devreme, Europa ce face în momentul de față? Revine la producția de energie cu cărbune. Da. O să vă spun ceva despre speculanți care s-ar putea să vă pună niște întrebări. Și de asemenea, Europa, chiar dacă spune că îl sancționează pe Putin, continuă să cumpere materie primă de la Putin. Exact. Ba mai mult decât atât, chiar dacă a spus că sub nicio formă nu se va putea cumpăra, așa cum vrea Putin, gazul sau petrolul în ruble, văd că în ultimele 2-3 zile cele mai multe și cele mai mari corporații care fac import de materie primă plătesc în ruble. Asta e una. În al doilea rând, în momentul în care China are o chestiune internă, pentru că se pare că ceea ce se întâmplă în Shanghai este și o chestiune de strategie, ca să crească prețurile, ca să crească spaima Europei și a Uniunii Europene de dependența de China, dar acolo este și o chestiune politică. Se pare că opoziția la Xi Jinping trebuia să fie cumva pusă la respect, trebuia să îi se spună stați liniștiți că noi suntem acum la putere. În momentul în care deci China are o problemă internă, China face ca lucrurile la nivel global să se întoarcă cu fundul în sus. Ceea ce atrage atenția că vestul euroatlantic, care înseamnă Uniunea Europeană și respectiv Statele Unite, nu prea mai face regulile. Vestul nu poate să le mai facă. De ce? Pentru că n-a știut să facă în așa fel încât în această perioadă de 2 ani de zile de pandemie să se întoarcă la lanțurile scurte de aprovizionare. S-au bazat în continuare pe aceste lanțuri lungi. Iar acestea nu mai funcționează. Da. România ce face? România are un singur avantaj, acela că nu are nevoie decât de 20% din necesarul de petrol și de gaze de la ruși, în rest le avem noi, dar dincolo de asta noi nu avem absolutamente nimic. Noi, toată manufactura, ne bazăm pe ceea ce cică se produce sub brand vestic, dar toate piesele de schimb, toată materia primă, de la chipuri până la tot felul de alte componente, de asemenea vin din China. Încă o chestiune, materia primă în domenii metalurgice, spre exemplu, și produsele în aceste domenii
veneau din Ucraina și înainte de război, deja erau niște situații extrem de grave. Nu mai funcționa cum trebuie acest flux de import-export. Ei bine, în momentul de față, acest flux de import-export s-a terminat. S-a terminat. Pentru că, din nefericire, pentru toată lumea, inclusiv pentru noi, care suntem vecinii și parteneri comerciali importanți ai Ucrainei, Ucraina e distrusă în proporție de 45%. Economia Ucrainei este distrusă în proporție de 45%. Și dacă se continuă încă o lună, încă un an, acest război planificat și dorit de foarte multă lume, Ucraina va fi pusă la pământ, efectiv. Da. Și Ucraina este importantă și nu numai pe metal, nu numai pe materii prime. Ucraina este importantă pentru România și Europa și pentru partea de cereale. Pentru că ce să vezi, deși noi suntem producători de cereale, totuși importăm produse de celul acesta din Ucraina. Este incredibil. Totuși suntem, eu așa credeam, grânarul Europei. Adică avem o agricultură bună. Da. Scuzați-mă, cred că mai vreau să spun ceva. La al treia motivație a celor de la Deutsche Bank, sunt în totalitate împotrivă. Este o falsă motivație. Nu schimbările climatice determină escaladarea prețurilor, ci măsurile imbecile, scuzați-mi expresia, pe care le-au luat pentru a opri aceste schimbări climatice, care sunt reale, dar care nu pot să fie oprite cu, spre exemplu, punerea pe piață a celor certificate de CO2. Bănuiesc că lumea știe despre ce este vorba. Un industriaș care nu își reduce emisiile de CO2 trebuie să cumpere în anul următor de pe piață niște certificate de CO2. De unde le cumpără? Fie de la speculanți, fie, atenție ce vă spun, fie de la producători de mașini electrice, cum este, spre exemplu, Tesla. Se presupune că acești producători de mașini electrice nu sunt deloc emitenți de gaze cu efect de seră, dar, ce să vezi, în proporție de mai mult de 90%, bateriile pe care le încarcă omul ca să facă să funcționeze mașina electrică consumă electricitate convențională, produsă acolo unde se folosește gaz, acolo unde se folosește cărbune, deci unde se poluează. Și cu toate astea, Tesla este considerată nepoluantă. Tesla face mult mai mulți bani, rețineți ce vă spun, din comerțul cu certificate de CO2 decât face din vânzarea de mașini. Și se vede chestiunea asta pentru că la o producție de 500.000, 600.000 de mașini pe an, mașini electrice, Tesla a ajuns să valoreze pe piață mai mult, cu vreo 25%, decât toate cele 14 mari concernuri de producție de mașini, de astea clasice, la un loc. Asta în condițiile în care aceste 14 concernuri produc, dacă am reținut eu bine, undeva între 15 și 16 milioane de mașini în fiecare an. Observați? Deci este ceva foarte neregulă cu politicile acestea green. Și acestea au dus, deci nu schimbările climatice, ci politicile green au dus la aceste escaladări a prețurilor. Și ca să închid, nu uitați că România a ajuns în situație de privare de energie, printre altele, adică de reducere a producției de energie, deși eram acum 3 ani de zile exportatori neți de energie, acum suntem importatori. De ce? Pentru că am fost obligați să închidem tot felul de astfel de exploatații, iar asta se vede pe factură. Mai puțină energie, mai mari prețuri. Iar la aceste prețuri mari se adaugă și costurile pe care trebuie să le suportăm tot noi, cu certificatele verzi. Așadar, ce spune Deutsche Bank este o mizerie de motivație, este cu totul și cu totul invers. Nu schimbările climatice au dus la creșterea prețului, ci politicile proaste pentru a combate schimbările climatice. Foarte, foarte bună analiza făcută de dumneavoastră și este binevenit un punct de vedere dezinteresat și bine argumentat. Domnule avocat, robor se apropie de 5%. Ratele cresc. Uite, citeam mai de cu zi, de exemplu, un credit de 250.000 de lei luat pe 30 de ani cu un robor de 4,88%, rata de 1.900 de lei a crescut cu 545 de lei. Este extrem de mult. Să nu mă mai gândesc la sume de mii de euro și imense
Doamne, românii chiar sunt într-un impas fantastic de, deci, omul obișnuit care și-a luat un credit prima casă, da, să zicem, uite, și care are 3.000 de lei salariu net pe lună, în urmă cu 6 luni de zile putea să stea relativ liniștit, pentru că, pe de o parte, era suspendat contractul pe perioada pandemiei, pe de altă parte, roborul era mic și, în consecință, plătea probabil 1.000 de lei pe lună. Da. În momentul de față, cu același salariu, da, care nu s-a majorat, pensiile, salariile n-au crescut, cu același salariu, acest om trebuie să plătească, în exemplu dumneavoastră, cu 50% mai mult. Da, deci, practic, da, o să ajungă, exact, să plătească 1.500, mai rămâne în mână cu 1.500. Ce să facă cu acești bani, având în vedere că facturile la utilități nu au crescut cu 50%, unele dintre ele s-au triplat. Exact. Asta este problema reală, adevărată a României, nu dacă să trimitem sau nu în Ucraina armament ca să se continue un război care nu duce nicăieri decât la dispariția Ucrainei, pur și simplu ca nație, pentru că asta se va întâmpla, din nenorocire. De asemenea, donațiile pe care cică trebuie să le facem pentru a susține ce anume? Continuarea unui război care duce inevitabil către acest sfârșit, dispariția Ucrainei. Pentru că, indiferent ce credem noi, ce sperăm de fapt noi, Putin nu va fi învins. Putin nu va fi învins decât de Dumnezeu, eventual, dacă îi se întâmplă ceva și face vreun infarct. E mult prea mare, este mult prea sigur pe el și, în momentul de față, mult prea bogat poporul rus ca să pierdă acest război. Știți de ce spun asta? Pentru că eu făcusem o analiză înainte de război și gândeam așa. Trebuie să fii absolutamente dobitoc și nebun să declanșezi un astfel de război. Exact. Adică am spus 100% Putin nu va face chestiunea asta, că nu este tâmpit, nu este dobitoc. De ce? Pentru că din punct de vedere economic el era și la pământ. Țara era la pământ. Era împrumutată într-un hal fără de hal. Avea inflație mult mai mare decât acum. Avea un complex militar nepus la punct, neorganizat, condus de tot felul de generali bețivi. Ei bine, în momentul de față știți ce se întâmplă? Pentru că are resurse și a știut să le folosească cum trebuie, Putin a primit de la Europa, numai de la Europa, în fiecare zi a acestui război, și deja are 66 de zile războiul acesta, 1 miliard de euro. Numai din gaz. Dar să știți că Rusia este furnizoare și de alte materii prime, de la petrol până la litiu, până la nichel, până la aluminiu. Deci numai din gaz 1 miliard de dolari. Asta este unul. În al doilea rând. Și a rodat toată armata și a scăpat de toate geancurile din dotarea de armament, pentru că le-a folosit acolo. Acum urmează să le renunească. Deci a dat un boost industriei militare. Trei, și cu asta mă opresc, rubla era într-o cădere liberă înainte de război. Da. Ei bine, acum, când toată lumea a decis să procure ruble ca să plătească materiile prime, pentru că așa impune Putin, rubla a început să crească într-un fel absolut incredibil. A ajuns la niște cotații absolutamente incredibile. De la 17% inflație cât avea înainte de război, acum știți cât are? 11-12%. Aproape cât avem noi. Da, da, da. Și dacă se continuă războiul acesta, Putin va scoate țara într-o situație mult mai bună, pentru că foarte mulți industriași au părăsit Rusia. Și pentru că au părăsit Rusia, ce a spus Putin? Ori naționalizez, oricum s-a întâmplat la Avtovaz, așa se numește, acea uzină din Rusia care produce Lada și care era deținută de Renault, același Renault care deține și România, Dacia, da, a fost cumpărată de un institut rus, un institut, o instituție publică, cu $1. Doamne! Ceea ce înseamnă că în momentul de față are și uzine.
Are și bani, are și rublă puternică, are și uzine. Este incredibil ce spuneți. De ce continuăm acest război? Și ce află telespectatorii? Că de multe ori ni se furnizează alt gen de informații și mă îngrozesc acum, nu știu. Vă repet, de ce se continuă acest război? Război pentru că noi nu observăm decât un singur lucru. Escaladarea prețurilor, creșterea ratelor bancare și... Creșterea ratelor bancare nu doar că te sufocă din punctul de vedere al veniturilor pe care le poți cheltui într-un an, dar la un moment dat te vor arunca din casă, afară. Pentru că, precum știm, mai ales dumneavoastră că sunteți avocat, contractele cu băncile sunt titlurile executorii și te execută, și te evacuează. Și toate astea de asemenea. La fel și facturile. A fost o discuție la un moment dat pe latura aceasta a plafonării cu privire la legea plafonării energiei și gazelor, dar vorbim puțin mai încolo și vrut să încheiem subiectul acesta cu războiul și mă uitam acum înainte de Paști, am fost la cumpărături. E adevărat, nu merg decât atunci când se fac, sunt sărbători foarte mari și cumpăr tot ce trebuie. În rest, zicem, de cumpărături mi-a ocupat soțul meu. În rest, îl trimiteți pe soț. Știu, cunosc, sunt în această situație și eu, deci știu, domnule, ce avocat, înseamnă. Nu e posibil să se tripleze prețul la un produs. Deci... unde ajungem? Chiar este foarte grav, iar raportat la bănci nici nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla peste când preconizați, domnule avocat, că pot să existe aceste executări și să fie oamenii scoși. În cât timp? Cât mai pot duce România această situație? Nu cât mai pot duce, cât mai pot accepta băncile să amâne executările stilite. În pandemie au avut o motivație. Una financiară este motivă și motiv pentru care au și făcut profituri. Banca Națională le-a permis să nu constituie provizioane pentru ratele dumneavoastră de credit neplătite. Ce înseamnă acest lucru? Provizioanele acelea au putut să fie utilizate pentru diverse operațiuni, inclusiv pentru înregistrarea de profit și pentru plata de dividende către acționari. Doar că acum noua amânare nu se mai poate face decât dacă Banca Națională în continuare le permite băncilor să își disponibilizeze aceste provizioane. Scuze pentru expresia prea tehnică, dar e vorba despre niște rezerve pe care trebuie să le ții acolo o vreme până când plătește omul datoria. Banca Națională a fost nevoită să le permite să utilizeze, să scoate rezervele acelea din buzunar, fără să mai pună condiția ca acel credit al dumneavoastră să fie plătit. Sau, mă rog, rata. Da, așa. Nu știu dacă anul ăsta le mai poate permite și nu-mi doresc acest lucru, dar e posibil ca prin septembrie încolo, când oricum inflația se va duce probabil pe la 12-13%, cel puțin. Da. Păi nu dublat, acum mai este 9,8%. Nu uitați, astăzi când discutăm, inflația e aproape 10% în România. Iar Adrian Vasilescu, acum câteva zile, o săptămână, nu mai mult, cred că... puțin înainte de Paști, nu chiar o săptămână, puțin înainte de Paști, a spus că trebuie să ne așteptăm ca pe la sfârșitul lui mai să avem undeva în jur de 11,5-11,8 inflație, ceea ce este îngrozitor. Dar ce vreau să vă spun în legătură cu povestea dumneavoastră, care este a noastră a tuturor. Toți am văzut aceste lucruri. Da. Toți vedem de la săptămână la săptămână că se majorează prețurile. E o foarte mare problemă de politică economică și de macro-stabilitate. Nouă, că tot anunțați dumneavoastră că vorbim și despre stabilitatea prețurilor. Nouă ni se spune inflația, scuzați, e 9,8% și va fi 11 ceva prin finalul lui mai. Dar asta este doar inflația nominală. E inflația aia statistică pe care o calculează Banca Națională și care, nu știu dacă pot să-i acuz de... cum să-i spun, de aranjament al acestor cifre, de jocuri pe care le... Dar este o inflație statistică care n-are, din nefericire, în momentul de față, nicio legătură cu realitatea. Pentru că puterea de cumpărare a leului a scăzut. Și cum vezi chestiunea asta? Exact cu exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră. Păi dacă cutia aceea de conservă costa 5 lei în urmă cu 2 luni de zile și acum costă 15 lei, aici nu avem o inflație de doar 10%. Aici avem o scădere a puterii de cumpărare cu mai mult de 30%, poate chiar 40%. Înțelegeți? Luați un alt exemplu. În 15-16 februarie, nu mai știu exact data, dar știu exact că m-am dus eu și mi-am făcut, eu personal, nu șoferul meu, să-mi fac plinul mașinii, m-am uitat cu groază și cu enervare la prețul de la pompă, 6,4 lei.
Știți de ce? Știți de ce m-am enervat? Pentru că în pandemie ajunsese la un moment dat să fie benzina 4 lei, motivația fiind că a scăzut foarte mult cotația petrolului. Eu n-am văzut nici în februarie, nici acum să fi scăzut foarte mult cotația petrolului sau invers, să fi crescut. Ne trezim la un moment dat, la sfârșitul lui martie, că apare un anunț. Dom'le, atenție mare că crește prețul benzinei la 11,5 lei. Și am văzut... Am și vorbit. Atunci. Exact. S-a stabilizat cumva vreo 3 săptămâni la 1,3-1,4. Ei bine, mă duc și fac de asemenea cu câteva zile înainte de Paști, tot eu personal, nu șoferul, plinul. Ce văd? 8,6 lei. 400 de lei mă costa în februarie, 600 de lei m-a costat în aprilie. Da. Ce observăm aici? N-are nicio legătură cu inflația de la Banca Națională. Observăm că, de fapt, puterea de cumpărare a banului a scăzut într-un hal fără de hal. Iar acel salariu de care vă ziceam adineaur, că ar putea să fie 3.000, foarte multă lume m-a acuzat că spun ce e 3.000 net? De unde ai scos tu 3.000 net? Probabil că cel mult 5% din români au 3.000 net. Eu am luat suma asta cu titlul de exemplu de școală. Probabil că e mai mic salariul. Acei 3.000 de lei net sunt afectați ca putere de cumpărare de această realitate. Nu doar de inflația lui Iserescu. Deci în exemplu dumneavoastră trebuie să ne uităm mai degrabă la ceea ce se întâmplă la firul ierbii, iar la firul ierbii roșia s-a făcut 45 de lei. Am refuzat. Cartofii noi s-au făcut 15 lei. Da, exact. Am refuzat să mă uit pentru că nu mi se pare, e anormal. Și asta este tot consecința lanțului lung de aprovizionare. Știți de ce? Globalizării. Pentru că roșia aia nu vine din România, vine din Olanda sau din Turcia. Cartofii aceia noi nu vin din România, vin din Olanda. Da, știu. Sau poate că vin chiar din Chile. Și bineînțeles că acum costul transportului s-a triplat sau s-a quadruplat. Și asta, și asta nu este nimic. Zilele acestea, domnule avocat, în Consiliul General, și mă refer la Primăria Generală, s-a luat o decizie importantă. Taxele și impozitele locale din București cresc cu 5,2% din 2023. Asta este media. Este media, că sunt unele produse sau unele case care au niște creșteri și de 20% la taxe. Da, chiar și așa. Deci viața în București va fi și mai scumpă. Deci cresc taxele la case, mașini și tot ce vreți. Tot ce se poate va fi impozabil. Unde vom ajunge? Pentru că în final, totuși, partea cea mai gravă rămâne problematica, problema oamenilor care au rate la casă. Și pe mine asta mă îngrozește. Și dar numai asta, facturile la utilități care, și să nu mai spun de abuzurile pe care le-au făcut furnizorii începând din ianuarie, care n-au respectat nimic din ceea ce trebuia să respecte. Ca să nu mai vorbim de toate asigurările din lume pe care ne-au dat politicienii că va fi bine. Că o să fie plafonări, că o să fie compensări. Nu. Dacă dumneavoastră le vedeți, să-mi spuneți și mie. Tocmai asta, nu știu telespectatorii. Dacă telespectatorii știu ceva, pot să ne scrie. Iarăși a fost o discuție tot zilele acestea. Guvernul pregătește amenzi pentru specula din piețe și magazine. Au găsit o soluție. Asta e soluția salvatoare. Găsim țapul ispășitor. Soluția salvatoare. Hai să-i strângem de gât pe vânzătorii. Eventual să mai băgăm în pușcărie contravențională o babă. Avem și un carton, dragi spectatori, colegii mei din regie să-l pună, măsuri antispeculă stabilită de guvern. Și aici vin. Propunerea de sancționare pentru această contravenție este amenda de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancționării, dar nu mai puțin de 10.000 de lei pentru contravențiile săvârșite de întreprinderi. De asemenea, ANAF va pune la dispoziție, în vederea definitivării proiectului de act normativ, o analiză a evoluției prețurilor cu titlul de exemplu pentru măști și ulei, plecând de la producător până la consumatorul final. Deci asta, la mercurialul de pe asta se pregătește acum. Deci nu, pe mine mă irită chestiunea asta, scuzați-mă, dar chiar mă enervează, pentru că se găsește țapul ispășitor, ne întoarcem la mercurialul lui Ceaușescu. Dar adevărații speculanți, care realmente sunt nocivi pentru economie, sunt întotdeauna cocoloșiți, camuflați, sunt lăsați să-și facă treaba. Uitați-vă la piața Upcom, domnilor guvernanți, da? Și o să vedeți că acolo este sorgintea
creșterilor incredibile de prețuri la energie. Pentru că acolo, pe piața asta Opcom, știți ce este? Se vinde la bursă energie. Da? Acolo s-a ajuns la situația în care, în loc să stabilești un preț mediu pe baza contractelor bilaterale pe termene medii sau lungi, să stabilești prețul pe baza cotației pentru ziua următoare, PZU, piața zilei următoare. Ce înseamnă acest lucru? Sunt un comerciant care are nevoie de niște energie suplimentară astăzi, nu o găsesc într-un contract bilateral pentru că nu mai am de unde, și pentru că există acest debușeu, mă duc și cumpăr la prețul zilei următoare, PZU, așa se numește. Evident că îl cumpăr cu orice preț îl găsesc acolo. Exact. Da? Ce s-a întâmplat în piața noastră? N-a mai fost prețul pe care, spre exemplu, îl plătește, ce exemplu să vă dau, Enel sau Engie sau toți furnizorii producătorilor. Nu. Și la care eventual să adauge niște taxe de transport, de distribuție și un oareșce profit. Nu. A fost un preț pe care l-au stabilit speculanții aceia. Și de la, să zicem, 200 de lei pe megawatt oră pe care îl plătește Engie pentru a cumpăra energia de la hidroelectrica, s-a ajuns ca prețul pe care ni-l fixează nouă să fie 1200 de lei. Unde este sancțiunea, unde este atenția pe care trebuie să o acorde ANRE, spre exemplu, și să ia măsurile necesare față de această speculă, că asta este specula nocivă și aici se duc toți banii. Nu la vânzătorul de, cum să-i spun, de cireșe cu 120 de lei din piață sau de roșii, pentru că, știți ce, dacă ai chef să te prefaci că ești bogat și să iei un kil de cireșe, îl iei. Dacă ai chef de o salată de roșii, deși ai putea să aștepți încă o lună să vină roșiile normale la cap din punct de vedere al prețului, iei cu 45 de lei. Da. Dacă nu, nu. Da, da. Însă energia ce nu poți... Factura la energie nu poți evita. Păi, uite, am notat în desfășurător, prețul de referință al gazelor naturale este de 125 de lei. Deci de 125, cât a zis dumneavoastră? 1200. Ah, 100 cu 5 lei mai puțin. Și nu include TVA, taxe și tarife, mă rog, taxele și tarifele deci reglementate. Nu, câteodată aceste scoruri sunt absolutamente aberante. Ai impresia că lumea a luat o razna. Așa se întâmplă de ce? Pentru că nu ai o reglementare. Uitați, ANRE, de fapt, se numește Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei. Care reglementare? Dacă tu ai lăsat speculanții să-și facă care de cap. Reglementare? Care și reglementare? De ce n-au aplicat de asemenea legea asta a plafonării? Că asta nu înțeleg și de ce nu sunt sancționați? Uite, potrivit Ministerului Energiei, 80% dintre consumatorii de energie electrică și 60% dintre cei de gaze naturale au beneficiat de legea plafonării și compensării. Păi dacă au beneficiat, de ce nu s-au revăzut sau nu s-au regăsit în facturile de până acum, de la, că ar fi trebuit să fie aplicabile de la 1 ianuarie, parcă așa mi-aduc aminte, sau Știți care este plafonarea lui Virgil Popescu, îndosată și de cei de la PSD? Care este așa. Nu e regulă. Anul trecut, pe vremea asta, la gaze, spre exemplu, era un preț de 0,36. Undeva pe la nivelul lui decembrie ajunsese la 0,86. În ianuarie deja se dusese la 1,2, chiar 2. Da? Deci erau niște aberații, pur și simplu. Da. Plafonarea lui Virgil Popescu este așa. Ne întoarcem la prețul din decembrie. Înțelegeți, doamna Holaru? Adică ne întoarcem exact ca în exemplu cu benzina. Da? Da, da, deci da. Omul în continuare spune că este grav ce se întâmplă, dar ei, fără să mintă neapărat, da, uite, avem 80% din facturi plafonate. Da, sunt plafonate însă la nivelul lui decembrie. În timp ce pensiile oamenilor, salariile oamenilor sunt la nivelul de acum 2-3 ani, 5 ani de zile, n-au crescut sub nicio formă. Tu însă minți prin omisiune, că nu spui că de fapt a fost o înghețare a acestui plafon la 0,86 când era 0,34-0,36. Și la fel este și în cazul energiei electrice. Dar știți la ce mă mai gândeam? Deci, guvernul, tot așa, citesc din cele spuse de domnul ministru, a declarat că deja în circuitul de avizare de la guvern există o modificare legislativă care prevede ca toți furnizorii care au întocmit facturi eronate să aibă obligația să le storneze sau să nu emită penalități.
Ce ați sesizat până acum, dumneavoastră? S-a întâmplat cu adevărat, că eu știu că mulți furnizori nu au făcut asta. Mulți furnizori nu au făcut asta. Da. Există câțiva care au făcut și care și-au creat în felul acesta, dar este vina lor, nu le plâng de mine, și-au creat niște găuri de lichidități incredibile, atât de mari, încât au fost nevoite, sunt vreo două companii de genul acesta, să se împrumute cu sume de ordinul miliardelor, 2 sau 3 miliarde de lei de la bănci, ca să acopere această gaură de lichidități. Dar nu toți au făcut chestiunea asta. Și asta este una. În al doilea rând, au existat încă de prin septembrie niște sancțiuni pe care le-a aplicat. Cred că am discutat treaba asta aici la dumneavoastră. Am discutat-o, dar e atât de actual și astăzi. Dar n-am văzut să se întâmple absolut nimic din punct de vedere civil sau penal cu acele două companii care în septembrie 2021 au fost prinse cu muța în sac de ANPC. Da, și au și dispus, ANPC a și dispus suspendarea activității de furnizare de gaze, respectiv energie, împotriva acelor companii. Ce au făcut companiile? Asta este un drept, bineînțeles. Numai că, din nefericire, nu există acest drept decât pentru companii. Pentru noi, oamenii obișnuiți, nu există. Au dat în judecată ANPC și au obținut suspendarea ordinului. Da, cum se procedează. De pe o zi pe alta. Da. Da, dacă ați fi dumneavoastră în situația asta, vă fac un pariu de 100%, că nu obțineți suspendarea de pe o zi pe alta. Poate că obțineți câștig de cauză în fond peste vreo 2 ani de zile. După ce rămâi în stradă. Dar poți să rămâi în stradă și poți să ai o hârtie care te uiți la ea, că până se întoarce executarea și... sau nu se mai întoarce. Da. Deci nu, este groaznic. Nu știu, eu din tot ce am analizat până acum am constatat că legea nu și-a atins efectul și este clar că este nevoie în continuare de măsuri suplimentare. Există două motive. Ori este proastă legea, ori legea este pur și simplu disprețuită de acești granzi economii. Sau cum se pune în aplicare? Că noi avem legi, dar nu le punem în aplicare. Da. Ce putem să facem? Avem foarte puțin și vreau să vorbim în ultimele 2-3 minute și de o conferință pe care o veți susține dumneavoastră pe 21 mai, dacă nu mă înșel, sau 20 mai. Aveți 20 mai la Camera de Comerț și Industrie. Da. Așa. Dar să revenim aici. Vreau să telespectatorii sigur ne privesc și poate vor să afle de la noi, domnule avocat, că am tot vorbit acum, știți cum e... faptele vorbesc. Ce au ei de făcut în momentul în care înțeleg că n-au luat măsuri furnizorii în momentul în care aceste facturi nu au fost achitate, adică sunt oameni care nu și-au achitat facturile de 5-6 luni și n-au fost debrașați sau ceva de genul. Dar se poate întâmpla oricând. Ce pot să facă oamenii aceștia? Că bani clar nu să aibă, să plătească. Există cel puțin trei tipuri de atitudine și o iau în ordinea, cum să-i spun, înverșunării pe care să o ai ca să continui acțiunile respective. Mai întâi, fiecare din aceste companii au condică de sugestii și reclamații. Așa. Ca pe vremea lui Ceaușescu. Problema majoră este că e online, problema majoră este că e pe call center, problema majoră este că îți e sperial până când îți răspunde cineva chiar și la un telefon, dar cu insistență se poate ajunge la un rezultat. Am văzut situații rare, dar am văzut situații în care compania, fără să fie vorba de vreo plângere la ANPC sau la instanță, a rectificat lucrurile. Chiar înainte de planificarea pe care o au, pentru că unele dintre ele au niște planificări de să storneze facturile și să le refacă și să facă compensări. A doua chestiune, în momentul în care se va ajunge la plată, trebuie să se solicite mai întâi acea plafonare, acea compensare și după aceea, cum se numește? Compensarea, facilitatea dată de la guvern, plus compensarea cu plățile suplimentare excesive pe care le-a făcut în trecut și care oricum trebuie să fie stornate. Nu se întâmplă niciuna din aceste chestiuni. Trebuie ca fie direct, fie prin intermediul unei asociații pentru protecția consumatorilor, poate să fie chiar Paracletos, spre exemplu, să formuleze o plângere la ANPC pentru a se lua măsuri. ANPC e excedată de aceste plângeri. Bineînțeles, este și funcționarul care mai mult stă decât să ia atitudine, dar e posibil să ai răspunsuri la 30-60 de zile dacă formulezi individual, însă dacă formulezi printr-o asociație pentru protecția consumatorilor, poți să ai răspunsuri de la o zi la alta.
Și pot să ia măsuri exact la fel cu cele pe care vi le-am spus. Plus că Asociația pentru Protecția Consumatorilor te poate ajuta printr-o eventuală mediere. În loc să te duci direct la ANPC, dai telefon sau intri în legătură cu cei de la companie și compania poate să ia o măsură ca să se evite asta. După care, dacă nu se întâmplă niciuna din astea, te duci în instanță pentru că facturile respective sunt împănate cu clauze abuzive, sunt expresia unor practici comerciale incorrecte. Nu te duci însă singur, ci te aliezi cu vecinii de cartier și formezi un consorțiu procesual care să nu te coste foarte mult și mai mult decât atât să aibă mai multe șanse împotriva companiilor. Cam asta este în ordinea, cum să-i spun, intensității tipului de acțiune. No, eu mă gândesc cu groază mult special la cei de la țară, care oricând pot să fie săriște, să fie debranșați și Dumnezeu cu mila. Dar cred că nu s-ar ajunge până și aici. Și acolo trebuie să se existe o soluție. Și oamenii nu știu cum să... Și acolo trebuie să existe o soluție. Din păcate, încă nu s-a înțeles la PSD, care face parte din guvernare, pentru că cei de la PNL nu m-au auzit niciodată, încă nu s-a desființat acea dispoziție legală care spune că factura de utilități este titlul executoriu. Dar există totuși soluția ca în instanță să desființezi caracterul de titlu executoriu al facturii la utilități. Însă până ajungi în instanță trebuie să parcurgi toate aceste proceduri. Iar oamenii de la țară nu știu. De la țară nu știu. Dar în momentul în care va veni cuțitul la os, pentru că dacă te debranșează de la energie electrică, pur și simplu ești aruncat în evul mediu, oamenii de la țară, chiar și ei, vor fi nevoiți să se informeze, să vadă cum își recapătă calitate de cetățean al secolului 21. Mai avem foarte puțin, cred că nici 5 minute. Vreau să mai spuneți, aceste măsuri antispeculă stabilite de guvern sunt apă de ploaie, nu? Ce ar putea să facă ei? Le-am citit mai devreme, că vor sancționa cu amendă de la 0,1%. Nu numai asta, doamna Olaru, dar sunt și... Că asta vor să facă acum, e proiect de lege. Este o modalitate de a distrage atenția, de a arăta, uite, ăsta este dușmanul, din cauza lui plătești tu facturi la utilități de 4 ori mai mari. Nu, ar trebui ca autoritățile statului, începând cu ANR, continuând cu ANPC și chiar și cu Consiliul Concurenței, să ia măsuri de sancționare disuasivă, intimidantă. Ce înseamnă acest lucru? Amenzi care pot să meargă până la 4% din cifra de afaceri. Ce înseamnă asta suplimentar? Suspendarea activității. Ce înseamnă asta suplimentar? Eventual traducerea în instanță a managerilor acestor companii care practică acest gen de comerț ilicit. Exact. Haideți să vorbim, mai avem niște 3 minute, despre conferința pe care o veți desfășura dumneavoastră. Da, mulțumesc pentru asta. 20 pe 20 mai la Camera de Comerț și Industrie. Este într-o zi de vineri, începe la 10, se termină la 2. O să fie o conferință pe care o organizez în calitate de președinte al Asociației Paracletos, cu titlul Plasa de Siguranță Socială în condiții de criză. Și cred că vă mulțumesc pentru că ați spus această problemă. Vom vorbi tot despre aceste probleme și soluțiile la ele. Pentru că o asociație pentru protecția consumatorilor, sau mă rog, un sistem de asociații pentru protecția consumatorilor pot să fie, poate că am zis de sistem, poate să fie acea plasă de siguranță socială pe care statul și societatea nu asigură. Ce înseamnă asta? Dacă ești în situația aia pe care ți-a exemplificat-o dumneavoastră, de om de la țară care a fost debranșat și nu mai știe cum să se descurce, fără plasa asta de siguranță socială cazi și te distrugi. Exact. Dar plasa de siguranță socială îți asigură o cădere lină și poți să te ridici de acolo, să-ți revii. Asta poate să fie o asociație pentru protecția consumatorilor. Vom discuta inclusiv despre situația de suprandatorare care este anticamera falimentului personal și care faliment personal poate să ducă, așa cum v-am mai spus de câteva ori aici în emisiune, la situații extrem de grave din punct de vedere social și psihologic. Omul acela care este falit este distrus psihic, este ratat pentru societate, este o problemă pentru sistemul de asigurări de sănătate și pentru familia sa, și ce încearcă această asociație, acest sistem, scuzați-mă, de asociație de protecție a consumatorilor, este să îl prindă și pe acel om în plasă și să-l redea ca valoare societății și familiei sale. Este nemaipomenit, pentru că aveți invitații specialiști în domeniu și uite, mă uitam acum, vorbiți inclusiv de protecția locuinței familiale contra executării silite abuzive, deci trebuie să mai vorbim, după conferință mai facem o emisiune. Și poate, cum
cumva luăm și imagini de la conferință, necesitatea modificării legii insolvenței persoanelor fizice pentru o afacere funcțională, pe modelul legii dări în plată, văd. Și uite, iarăși, prețurile și tarifele reglementate, plafonate sau compensate, perspective economice și sociale. Deci rolul ANPC și rolul asociațiilor de profil. Ce ați vorbit mai devreme? Este nemaipomenit. Deci dumneavoastră, de fapt, dezbateți cu specialiști. Să văd oamenii ce-am vorbit și astăzi în parte în emisiune. Și îi aștept cu drag, vă aștept și pe dumneavoastră și televiziunea A7, sper să fiți acolo. Trebuie pentru că acolo. O să fie o dezbatere foarte interesantă. Și avem nevoie. O să fie inclusiv domnul senator Zamfir acolo. Ah, am văzut, da, domnul senator Zamfir. Alexandru Petrescu, fostul ministru, Paul Angel, director ANPC. Deci aveți lector dumneavoastră și mulți alți specialiști în drept. Este nemaipomenit. Domnule avocat, să zicem că am atins așa câteva elemente importante dintre problemele sociale ale românilor. Să ne vedem după conferință la ceva timp și să tragem așa niște concluzii raportat și la ce soluții găsiți dumneavoastră în această conferință. Vă mulțumesc frumos că ați venit și astăzi în emisiunea Prin Tribunale ca prin viață. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și bineînțeles telespectatorilor de asemenea. Aceasta a fost tema emisiunii pentru astăzi. În concluzie, creșterea puternică a prețurilor din ultima perioadă a afectat puternic puterea de cumpărare a românilor. Pentru mare parte dintre populație, plata tuturor cheltuielilor de la utilități la rate și produse alimentare a ajuns o adevărată provocare, iar perspectivele nu se arată deloc optimiste. Aceste practici incorrecte trebuie sancționate, însă azi nu avem legislație, nu avem soluție. Îi mulțumesc încă o dată invitatului meu, profesorul doctor în drept Gheorghe Piperea, dumneavoastră, dragi telespectatori, că ne-ați urmărit și vă aștept și duminica viitoare într-o nouă ediție aici la 7 TV, la ora 21. Vă mulțumesc, o seară frumoasă, la revedere! O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu asociația Maurer for You.